Suntem la cutia minciunilor alături de mine. Celebra Jenny Nicolau! Venită de la Craiova la cutia minciunilor la București. Jenny, nu știu dacă știi regulile, dar e foarte simplu. De la 1 la 9 avem 9 cutii, în fiecare cutie se află câte ceva și trebuie să ne trombonim. Și una trebuie să fie cutia milei. Da. Neapărat. Cutia milei. Ideea e felul următor, că la final eu să te întreb, Jenny, spune-mi ce ai acolo. Și tu o să-mi spui, ori o să fie actriță și o să mă minți, ori o să-mi spui adevărul. Ideea e că vom vedea cine va câștiga punctul. Cel care va câștiga, va câștiga. Cel care va pierde de două ori, va trebui să se descalțe și să pășească pe cartoanele astea de ouă, fără să le spargă. Wow! Pot să le mănânc? Da, după! Hai să alegem de la 1 la 9. Jenny, prima care alege! Doi! Exact! Ascultat! 1, 3, 9, 2! Ce-a spus fraților aici? Hai, da, mă, bă, deci toți hai, încep cu chestia asta. Hai, da, toți încep, bă, ce hai, drăguță, ce greu e, bă, mamă, da, iubita mea! Ia zi! Scumpa mea! E tare? Mai tare! Scoate! Pune pe masă să vadă cei de acasă. Ladies and gentlemen. Hai, descrie. Ceva ce place tuturor. Da. Nu sunt de mult venite în țara noastră. Da. Sunt foarte ușoare. Se pregătesc foarte bine. E de mâncare? Depinde de cine le vede și vrea să le bade. Eu, de exemplu, le-aș mânca, pentru că nutriționistul meu a zis, poți să mănânci orice. Cam vrăjitoare, Jenny. Hai să spun. Zi. Unele sunt de apă, mare, ocean. Și ce o mai fi? Jur, se, fac, nimic. Se fac bine în tigăiță. Bine, vreau să-mi zici ce ai acolo și o să văd dacă mai ai trombonit sau nu. Eu am o tigaie. O tigaie cu mai multe chestii, adică... Păi trebuie să-mi zici exact ce ai acolo, că eu cred că mă minți tu. Deci... Eu cred că mă minți. Niște fructe de? De mare. Care sunt? În tigaie. A? Eu mă minți. N-ai cum să minți. Minți. Mint? Da, sigur. Doamne! Doamne, când am mințit? Vrei să-ți arăt? Da. Mă, iubitul lui mama! Hai că aleg eu, de la 1 la 9! Ce număr vreți? 5, 6, cât? 5. Plantă cât? 5. Bine, 5 a zis planta la 9. Fii atentă, la final trebuie... Te zici chiar dacă așa... Ce tare este, baby, 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 baby! Tu vei fi a mea și ce aș mai mânca? Haide, zic, vrei să-ți zic eu de la început ce am aici? Da. Am trei obiecte. Unul este din ceramică, unul este din metal, iar altul este comestibil. Până acum e simplu. Am o jucărie din porțelan cu un papagal pe ea. Am niște rahat turcesc. Pus într-o cutie. Un pirat pe ea. Da! Asta zi adevărat sau nu? Vrei să-ți mai spun? Zic că-ți nu, eu zic că e adevărat. Ce? Eu zic că e adevărat. Păi stai un pic, întreabă-mă ce am și o vin și-ți spun dacă... Nu, e adevărat? Ai spus. Să zic că e adevărat sau păi nu? Păi întreabă-mă ce am. Ce ai? Deci e adevărat.
E adevărat! Eu zic că nu mă minți. Că tu nu minți! Mă, bă, băiatule, cu mine nu mă minți, că sunt olteancă, da, da, măi! Măi, da, da, mă! Sunt olteancă! Da, mă, ăsta e ăsta, Tibelou! Și asta e cutia cu rahat. Să nu ne lași! Să-mi dai și mie un pic de rahat! Să nu plec de aici până n-am mâncat o gură de rahat! A fost mai bună ca mine, Jenny Nicolau! I love you! My country! I love this! Cine merge pâș, pâș, pâș? Cine merge pe la mama? Te iubim! Lando! Colega mea, Diana, mi-a arătat că se poate. A văzut ea pe internet pe unul care pășește pe ouă. L-ați văzut și voi pe ăla? Da. Avea 15 kg. Iar acum m-am prins. Hai. Asta știu și eu ușor. Hai. Te să-l concentrezi. Faceți liniște. Pe nu repede. E vorba de concentrare? Bă, taci din gură că am pășit. Bă, merge, mă! Tași plantă. Hai, a, nu! A, nu! Yes, 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 yes! De pământ, dar... Mamă, ești tare, ești tare. Stai că mi-o iau acum, poți să ții și niște cursuri de astea, cum poți să fii zen. Oprim aici această rubrică. A fost Jenny Nicolau la cutia minciunilor. Mulțumim mult, ne vedem săptămâna viitoare. Până atunci, toate cele bune, la revedere!